Salut, numele meu este Flavius și în acest video o să afli pas cu pas diferențe între evenimentele standard și evenimentele customizate în Facebook Ads. Este foarte bun atunci când setezi Facebook Pixel să știi că poți să setezi diverse evenimente care să fie monitorizate și trecute de Facebook Ads. Poți să setezi evenimentele tip standard, care sunt deja în lista de Facebook, sau poți să setezi diverse evenimente customizate în funcție de nevoile și necesitățile tale. Succes! Ok, acum că suntem la calculator sau la laptop în funcție de caz, putem să vedem exact în platforma Facebook Ads cum să creăm acele evenimente standard pe care v-am zis în începutul acestui video. Pentru asta mergem pe tabul de Events Manager, care se află aici. Nu mergem pe Pixel, ci mergem pe Events Manager. Vom da click pe Configurează și vom da click pe Instalează Pixel. Zicem că îl vom instala manual. După care vom selecta ce date să luăm de la clienții noștri sau oamenii care intră pe site-ul nostru. După care vedem că traficul este activ, ceea ce este iarăși foarte bine. După care aici eu pe toți prefer să merg pe manual, fiindcă este de mai mult control decât cel automat. Și practic aici avem evenimentele de tip standard, adică cele care ne le dă Facebook deja pentru a le seta pe pagina noastră din site sau pe anumite pagini sau chiar pe întreg site-ul. Și în funcție de diverse categorii, să zicem așa, putem să selectăm aceste evenimente. Dacă avem magazin online, putem să alegem vizualizarea de conținut, că a căutat ceva pe site, că a adăugat ceva în lista de dorințe, a adăugat ceva în coș, ceea ce este foarte important, recomand aceasta. Finalizarea comandei și pentru checkout este foarte bine, fiindcă așa putem să facem tracking la oamenii care au inițiat o comandă, dar nu au finalizat-o. Adică putem să retargetăm, ceea ce este iarăși o strategie de remarketing foarte bună. Putem pune numele, valoarea conversiei și moneda și vedem că aici este un script care zice, ok, Facebook, tu vei face tracking la persoana care a făcut inițializarea checkout, ceea ce este iarăși foarte bine. După care, pe lângă asta, avem evenimentul de tip achiziție, cei care au plătit deja, deci au văzut pagina de thank you, după care avem și aceștia pot fi retargetați cu diverse campanii de cross-sell și upsell, cei care s-au înscris la un trial, dacă avem servicii de tip SaaS, sau putem să vedem cei care au programat și așa mai departe. După ce am ales diverse evenimente, evenimentul care ni se potrivește nouă, trebuie să trimitem trafic de test pentru a fi sigur că Facebook va face tracking la aceste evenimente standard pe care noi le-am selectat. Dacă vrem să schimbăm, să zicem că avem un site de servicii, putem să selectăm iarăși aceste evenimente în funcție de dacă au dat click pe apel telefonic, prin SMS, sau completat formularul de contact, sau căutat ceva pe site, și mai departe, sunt anumite pagini și putem iar să testăm. Dacă vrem să zicem, avem un site de divertisment și media, vedem că avem abonare, perioadă gratuită, în funcție de afacerea noastră putem selecta diverse evenimente standard. Ele se stau mult între ele, în funcție de tipul de afaceri pe care le selectăm aici, de nișa noastră și în funcție de tipul de eveniment. După care dăm pe gata și Facebook va face tracking la aceste evenimente pe care noi le-am setat și pentru ca noi să putem mai apoi să ducem user de la awareness la faza de considerare și la faza de conversie și dacă suntem foarte buni și facem campanii de remarketing, să ducem la faza de retenție, ceea ce este iarăși foarte important. Deci cam așa se creează un eveniment standard în Facebook și pe care putem să-l monitorizăm aici. Pentru acest site, să zicem, am site-ul care este aici, este activ, am creat evenimente de tip page view și lead. Și vedem cum se corelează cele două, cam câte sunt pe zi și așa pot să văd care e cel mai bun eveniment și dacă pot să fac alte evenimente. În video următor o să afli pas cu pas cum să creezi evenimente de tip conversii personalizate în Facebook Ads, în care tu să targetezi persoanele care au vizitat anumite pagini sau au stat anumit timp pe site-ul tău. Mult succes!